Ne reîntâlnim la Love is Fun but Complicated la ora 21:30. Sper că v-ați adunat pe Facebook și încă așteptăm să vă strângeți, pentru că alături de Raluca am pregătit un nou subiect și o nouă temă de discuție. În special că vine vara, am făcut o serie de, ne-am gândit la o serie de tematici care să fie spre folosul vostru și spre interes. Și neapărat, nu numai că spre, așa, spre folosul vostru, spre interes, dar pe de altă parte să avem relații foarte funcționale, că de fapt până la urmă asta ne dorim. Love is fun, but also complicated. So. Hai să încep direct, să trec direct la temă, pentru că într-o jumătate de oră nu avem noi foarte mult timp, așa că trebuie să atingem chestiile foarte importante. Eu m-am gândit să te provoc la discuție, pentru că am mai primit și întrebări pe Instagram și am văzut înspre ce direcție tind să fie. M-am gândit să vorbim astăzi despre cum ne certăm eficient în relația de cuplu. Pentru că foarte multe cupluri și foarte mulți oameni în general tind să fugă de partea asta atunci când se prezintă o relație și în social media și într-o discuție. Tinde mereu să ascundem partea asta de ceartă și fugim de ea. Păi, în primul rând, cred că a discuta în contradictorul vine cu o stigmă și în relații, noi de cele mai multe ori venim cu o imagine în asta idealizată a relațiilor. Un făt frumos și Liana Cosânzeana, care nu trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți, și când spunem trăiesc fericiți până la adânci bătrâneți, asta înseamnă în același timp, probabil pentru mulți dintre noi, că nu se ceartă, că n-au discuții în contradictorul. Da. Asta pe de-o parte, dar este o imagine care se transmite de societate cumva, cum ar trebui să fie o relație funcțională. Pe de altă parte, mai avem istoriile noastre personale și noi tot discutăm despre istoriile noastre personale în întâlnirile pe care le avem. Istorii personale care fie sunt conflictuale, avem, vedem mulți dintre noi conflict și certuri și discuții și rupturi în relațiile din familia noastră, în jurul nostru, fie că se întâmplă să fim noi prezenți, fie că îi auzim pe părinții noștri povestind despre, nu știu, frați, surori care se ceartă și nu-și mai vorbesc ani de zile. Fie există cealaltă categorie a copiilor care cresc într-un mediu privat de ceartă, privat de discuții în contradictoriu. Ambele situații sunt la fel de disfuncționale. Culmea, noi tindem să credem că a discuta în contradictoriu, a ne certa, este un lucru disfuncțional, dar e la fel de disfuncțional ca un copil să fie privat de asta. Pentru că inevitabil în relațiile noastre de-a lungul timpului vom trece prin diverse stadii și unul dintre stadiile prin care o relație trece este cel de conflict. Pentru că copilul învață prin modelare. Dacă el asistă la o ceartă și părinții se ceartă eficient, atunci o să învețe și el mecanisme și strategii eficiente ca în relația viitoare de cuplu, nu, să transpună toate aceste mecanisme. Și cred că mi-ar plăcea încă de la început să definim ce înseamnă o ceartă eficientă. La asta vrem să ajung. Pentru că noi de cele mai multe ori ce vedem în urma unei discuții în contradictoriu este nimic, adică nerezolvarea problemei. Da. Ori noi ce spunem în procesul terapeutic este că nu e o problemă să te cerți atâta timp cât cearta își îndeplinește obiectivul. Și obiectivul ar trebui să fie rezolvarea de probleme. Noi pornim de la premisa că o ceartă apare în momentul în care există o problemă, o situație, un conflict. Dacă la finalul discuției în contradictoriu noi avem problema rezolvată, înseamnă că cearta a fost eficientă. Asta pe de-o parte. Okay. Da? Deci privim în termeni de funcționalitate. Și-a îndeplinit scopul, și-a îndeplinit funcția discuția în contradictoriu, am rezolvat problema, am ajuns la o concluzie, suntem amândoi pe aceeași pagină cu privire la subiectul despre care am discutat. Și în al doilea rând, cred că este important să ne uităm la intensitatea ei. Cât de dure sunt reacțiile pe care amândoi le avem într-o discuție în contradictoriu. Pentru că este natural să ridicăm tonul, este natural să spunem mai apăsat anumite lucruri. Pe de altă parte, există, din păcate, riscul ca de multe ori să se degenereze de la acest ton ridicat sau ton mai apăsat la elemente care țin de abuz emoțional sau abuz fizic. Și atunci avem aceste două aspecte la care ne uităm. Intensitatea discuției în contradictoriu, care trebuie să fie una, să spunem, temperată, controlată, și dacă discuția în contradictoriu a venit cu rezolvare de probleme. Dar cum, ce ar trebui să ne spunem noi în spatele minții și în spatele tumultului, înainte să ne certăm, cum facem de fapt să privim cearta ca pe o rezolvare de problemă? Pentru că de multe ori există atacul personal. Da? Eu vin, mă cert, intru într-un conflict cu partenerul meu și iau totul asupra mea foarte personal. Și poate mi este foarte greu să mă concentrez pe aspectul ăsta de rezolvare de problemă.
Cred că mantra pe care noi o avem când vine vorba de conflict este conflict is progress about to happen. Da? Conflictul este drumul da. Către progres, da. Cumva. Și atunci, asta spune și Hendrix și Harvey. Da, de la început ar trebui să ne gândim la asta, că pentru început noi avem o discuție în contradictor pentru că vrem să schimbăm ceva. Și atunci dacă vrem să schimbăm ceva, hai să schimbăm lucrul respectiv și nu doar okay. să discutăm în contradictor la nesfârșit despre un anumit subiect. Asta în primul rând. În al doilea rând, într-adevăr, ce se întâmplă, și e natural să se întâmple asta, creierul meu atunci când tu ridici tonul, când tu țipi, deja o ia personal pentru că mi-e teamă. Pentru că intru în situație de în mecanism de apărare, motiv pentru care mi este foarte greu să mă opresc și să-mi spun ceea ce tu îmi spui în momentul ăsta, chiar dacă tu vorbești despre mine, are legătură cu tine și nu cu mine. Deci de cele mai multe ori o iau personal. De cele mai multe ori mi este frică că ceea ce tu îmi spui este ceva ce ține de mine și ceva ce va veni la pachet cu o pierdere. Și atunci, al doilea lucru pe care să învăț să mi-l spun, dincolo de conflictul înseamnă progres, este că atunci când partenerul sau partenera mea vine să-mi comunice un lucru, de fapt îmi comunică ceva despre propria persoană și nu despre mine, îmi spune ceva ce nu-i convine, îmi spune ceva ce îl deranjează, îmi spune ceva ce ar vrea să se schimbe. Eu doar trebuie să am disponibilitate să ascult mesajul din spatele cuvintelor lui. Desigur că e greu. Da. Dar de ce avem teama asta? Și cred că întrebarea asta se află pe buzele și în mintea multor ascultători. De ce ne este teamă să intrăm într-un conflict? De ce ne este greu să-l vedem ca fiind benefic? Pentru că un conflict înseamnă o ruptură. Un conflict înseamnă o pierdere. În momentul în care există acel conflict, noi pierdem ceva. Pierdem puțin din iubirea pe care ne oferim, pierdem puțin din respectul pe care l-am avut mai devreme, pierdem puțin din o imagine pe care am construit-o împreună în legătură cu relația noastră. Și atunci conflictul vine la pachet cu această idee că este o pierdere. Iar apoi, problema principală cu conflictul este că dacă după conflict nu există reparație și nu există împăcare, și Gottman spune foarte frumos că un element care ține de satisfacția unui cuplu este abilitatea cuplului de a se împăca. Cu cât reușesc să aducă acest proces de împăcare în relația de cuplu, cu atât un conflict nu mai este perceput pe termen lung ca fiind atât de disfuncțional și atât de negativ. Pentru că, de fapt, asta e problema pe care o avem. Că cumulativ, conflictul evident că este neplăcut, dar dacă după fiecare conflict noi avem abilitatea de a-l repara, de a produce împăcare, această negativitate care este încărcătura conflictului dispare sau scade în intensitate. Deci, practic, nu conflictul e problema, ci modul în care noi avem acest mecanism de reparare și de împăcare. Exact. Vreau să le reamintesc ascultătorilor noștri numărul de telefon la care așteptăm întrebări de tot felul și pentru tema de astăzi și dacă sunt întrebări pentru Raluca sau pentru mine. Așa că telefonul este aici, numărul de WhatsApp 0744706969. Moment publicitar, mă reîntorc la discuție. Noi sperăm să fie cât mai multe întrebări. Până la urmă, cred că asta e cel mai important. Vrem să ajungem fix la cei care sunt interesați de astfel de subiecte, așa că așteptăm să ne întrebați absolut orice vă trece prin minte, desigur, cu rezerva că s-ar putea să nu ne pricepem să răspundem la tot întrebări. De-aia suntem două, exact. Să facem echipă. Da. Vrem să te mai întreb despre care e cel mai dificil aspect al, dar o să-l spun eu, că nu-mi vine întrebarea cum să o formulez, și o critică este un aspect component al conflictului. Da. Și aș vrea să-mi spui mai multe despre critică. Cred că este și ce spuneai mai devreme, cumva că ai ridicat mingea la fileu cu luăm personal și ne este foarte dificil și un element pe care noi lucrăm extrem de mult în cuplu, când lucrăm în cuplu și nu numai când lucrăm în cuplu, ci și când lucrăm cu echipe de oameni, este să învățăm pe oameni să vorbească despre propria persoană. Okay. Pentru că de cele mai multe ori, în momentul în care suntem răniți, avem tendința să vorbim despre ceilalți. Ne pricepem foarte bine să vorbim despre ceilalți și prea puțin ne pricepem să vorbim despre noi înșine. Și atunci critica vine cu această tu ești de vină, tu nu ai făcut, tu niciodată, tu întotdeauna. Și studiile din neuroștiințe ne arată foarte interesant faptul că asocierea dintre persoana a doua și o negație activează în creier senzația de pericol. Deci în momentul în care eu vin și îți comunic, Diana, tu niciodată nu mă asculți, acela este momentul în care creierul tău nu mai este atent la ceea ce eu spun, ci deja intră în mecanism de apărare. Acela este începutul unui conflict.
Și atunci, când vine vorba de critică, într-adevăr, și Gottman numește critica ca fiind unul dintre călăreții care vin cu o relație disfuncțională, unul dintre elementele importante este să învățăm despre noi înșine, pentru că ne este ușor să vorbim despre ceilalți, dificil să vorbim despre noi. Iar când vorbesc despre mine, ce fac este că îi cer celuilalt disponibilitatea să mă asculte. Când eu vin să-ți comunic ceva ce mie nu-mi convine, chiar dacă tu ești cea care poate să mă ajute cu rezolvarea acestei probleme, îți este mult mai ușor să mă asculți și să mă înțelegi atunci când eu vin și îți comunic nevoia mea. Și atunci e important să lucrăm la a scădea în intensitate și în frecvență critica, pentru că critica este unul dintre cele mai disfuncționale lucruri pe care le putem aduce în relație. Desigur că vine pe un fond emoțional negativ, e ușor să critic. E mult mai ușor să vorbesc despre tine pe un ton negativ, cu conotație negativă, decât să stau în momentul în care sunt furioasă să mă gândesc. Deci, Sarah Lucare, amintește-ți, care este nevoia ta? Ce îți dorești tu, de fapt, de la relația asta? Doar că noi ce știm din procesul terapeutic este că vine cu exercițiu. Pe măsură ce trece timpul și noi exersăm această abilitate de a gândi în termen de eu și nu în termen de tu, putem în timp să ne alocăm resursele în a ne comunica nevoia și nu în a comunica ce nu faci tu bine pentru mine. Avem o întrebare care se merge foarte bine apropo de comunicare eu-tu. Hello, legat de ceva ce zicea Raluca, că ar trebui să vorbim mai mult despre noi, simt că eu îmi comunic nevoile foarte des în relație, dar partenerul face asta rar și am ajuns să mă simt prost să le comunic pe ale mele. Mi-e frică să nu ocup prea mult spațiu din relație. Păreri? Într-adevăr, asta e un lucru pe care și noi îl auzim de multe ori, dar eu vorbesc, eu îi spun, eu îi transmit lucrurile de care eu am nevoie. Pe de altă parte, simt că fie nu mă aude nimeni, fie nu e nimeni acolo, fie nu se întâmplă nimic dacă eu comunic nevoile și mai mult decât atât, el nu vine să-mi spună nimic sau nu vine să-mi răspundă cu nevoile lui, să-mi ofere la schimb nevoile lui. Iar în situația asta, noi ce facem este că discutăm în primul rând fix despre procesul de comunicare. Dacă este să luăm exemplul pe care telespectatoarea noastră ni l-a oferit, da? Eu îmi comunic nevoile, dar simt că ocup prea mult spațiu din relația asta. Eu pot să vin să-ți comunic nevoile mele și să mă aștept ca tu să le înțelegi. Și mai mult decât atât, să mă aștept ca tu să vii să mi le comunici pe a tale, doar că e degeaba dacă noi nu am avut o discuție despre procesul de comunicare al nevoilor. Pentru că s-ar putea ca omul cu care noi comunicăm să nu înțeleagă ceea ce eu fac acolo, să nu înțeleagă că de fapt eu îi transmit niște nevoi și că eu la schimb am nevoie ca și el să-mi spună ceea ce își dorește. Deci, cumva, nouă ce ne place foarte mult să facem în orice tip de proces de comunicare, că e cuplu, că e echipă, că sunt mai mulți oameni, este încă de la început să vorbim despre structură, despre ce înseamnă procesul de comunicare. Deci, procesul de comunicare înseamnă comunicarea nevoilor, în primul rând. Și atunci, aș insista cu ideea asta. Te întorci acasă la partener și îi spui: uite, de-a lungul acestei jumătăți de ani, eu am comunicat multe dintre nevoile mele. Pe unele simt că le-ai auzit, pe altele simt că nu le-ai auzit. Și n-a venit nimic în schimb de la tine, astfel încât mă tem să nu ocup prea mult spațiu în relație. Și să, efectiv, să folosesc această discuție drept cadru pentru o discuție despre faptul că pentru mine e important să avem acest proces de comunicare când vine vorba de nevoi. Tu ce părere ai despre asta? Ar fi ok pentru tine să-mi spui ce nevoi ai, ce gândești în legătură cu diverse comportamente ale mele, care sunt dorințele pe care tu le ai, astfel încât să setăm de la început procesul. După care, comunicarea nevoilor vine ca un artificiu pe proces, ca o dezvoltare a acestui proces. Mai avem ceva întrebări. Ia să vedem. Credeți că dacă un bărbat îți spune că vrea să fiți doar prieteni, se poate răzgândi? Asta e mai spicy, așa mă țin. Oricine se poate răzgândi în legătură cu orice. Îmi dau seama din întrebarea pe care telespectatoarea noastră ne oferă că ea își dorește foarte tare ca el să se răzgândească. Ceea ce pot să spun în momentul ăsta și că nu pot decât să-mi doresc să îi se întâmple asta dacă pentru ea e atât de important. Cu certitudine se poate răzgândi. Aș merge mai departe cu întrebarea pentru că m-aș aștepta dacă ar fi aici să mă întrebe și eu ce aș putea să fac astfel încât el să se răzgândească și să-și dorească să fim mai mult decât prieteni.
Și cred că un lucru pe care nu ne învață nimeni să-l facem într-o relație este să comunicăm și să vorbim despre lucrurile astea. Ne așteptăm ca tu să te prinzi în legătură cu nevoile mele sau cu ceea ce eu îmi doresc și dacă nu te prinzi, eu o să stau și o să mă gândesc o noapte întreagă cum tu nu ți-ai dat seama și oare mâine. Ce strategie aș mai putea eu să adopt, să te conving? Tot timpul folosim niște subterfugii cumva. Și mai apare și partea asta în care mă supăr, tu nu ți-i la mine dacă nu ți dai seama, nu mă cunoști suficient de mine pentru că nu ți-ai dat seama care e nevoia mea. Deci astea sunt niște capcane, cred că, pe care mintea noastră ni le întinde. Sunt niște capcane pentru că scopul tău într-o relație cu mine nu este să stai tot timpul să te gândești oare ce e în mintea mea. Da. Și noi n-avem de unde să știm asta. Asta cred că vine cu timpul. Anumite preferințe, anumite obiceiuri, le putem intui cu timpul. Și nevoile le putem intui. Apropo de discuția de mai devreme, că odată ce avem acest proces de comunicare al nevoilor și noi știm că petrecem o bucată de timp comunicându-ne aceste nevoi, odată cu trecerea timpului, partenerul nostru sau partenera noastră deja știe, asta este nevoia Dianei de, nu știu, cu a fi apreciată și își dorește să vină în fiecare zi sau odată la 3 zile să-i spun, să-i cer un anumit lucru. Și devine ca un default. Știi? Okay. Nu mă mai complic atât de mult cu înțelegerea acestor nevoi. Eu doar le îndeplinesc pentru că le cunosc. Și acum răspunzând la întrebarea de mai, adică întrebarea pe care eu o intuiesc cu privire la ce ne spunea domnișoara de mai devreme, aș merge pe ideea asta de a zice: uite, pentru mine, tu ești mai mult decât un prieten. Eu simt în momentul ăsta că simt mai multe lucruri pentru tine, motiv pentru care mi-ar plăcea să vorbim despre asta. Îmi dau seama că s-ar putea să te pun într-o poziție inconfortabilă și îmi dau seama că s-ar putea să nu-ți convină discuția asta pe care o avem și îmi pare rău că se întâmplă asta, însă îmi dau seama pe de altă parte că eu consum atât de multe resurse și atât de multă energie gândindu-mă la ceva la ce tu te gândești, lucrul la care n-o să răspuns, întrebarea la care n-o să găsesc răspuns. Și atunci aș merge pe ideea asta de a pune pe masă între noi doi, între voi doi, întrebarea asta și a verifica de fapt ce mi se întâmplă mie și ce ți se întâmplă ție în situația asta. Și pentru că în timp apare disconfortul și e păcat. Și foarte important e cumva siguranța de sine și acceptarea faptului că poate sentimentele nu sunt împărtășite. Da. Cred că asta e o pregătire care merită luată în considerare înainte să avem discuția. Am mai primit o întrebare și asta m-a făcut să zâmbesc puțin, e puțin mai lungă, dar o să o citesc. Bună ziua, o întrebare pentru Raluca. Sunt într-o relație de câteva luni, îl iubesc și apreciez pe iubitul meu, dar nu suport când văd că nu are maniere. Adică mănâncă foarte urât, se pătează pe haine, ce mai? Nu este un gentleman. Dacă îi fac observații, se supără foarte rău. Nu cred că poate tolera asta prea mult. Cu soluții, ce soluții aș avea? Vă mulțumesc! El îmi spune că dacă eu caut perfecțiunea, să merg în altă parte. Asta e un titlu, dacă eu caut. Du-te în altă parte dacă caut perfecțiunea. Acum, eu cred că acest răspuns cu dacă eu caut perfecțiunea, să merg în altă parte, este mecanismul lui de coping atunci când simte un atac. Și asta poate să fie o critică. Este o critică. Nu mănânci, tu nu ești un gentleman. Și atunci aș vorbi mai degrabă, așa cum și discutam la începutul întâlnirii noastre, despre mine și care este impactul acestui comportament asupra mea. Pentru mine, felul în care ne prezentăm este foarte important. Eu țin tare mult la, nu știu, aspectul fizic sau țin mult la felul în care mâncăm, țin mult la câteva aspecte pe care eu le evaluez ca fiind, nu știu, bune maniere sau ca fiind un lucru care ne duce la a ne simți confortabil unul cu celălalt în viața publică, în viața socială. Eu nu-mi doresc acum să te schimb și nu-mi doresc să devii perfect, însă pe de altă parte îmi doresc să-ți comunic faptul că pentru mine acest lucru e important și tocmai pentru că te iubesc și te apreciez, m-ar ajuta extrem de mult dacă ai putea să lucrezi un pic la asta. Și hai să găsim împreună o soluție pentru asta. Te ajută să-ți spun eu în anumite momente, să-ți fac un semn, să-ți atrag atenția într-un anumit mod, fără ca tu să simți asta ca fiind o critică sau fără să o percep ca fiind ceva ce te rănește. Dar care ar fi nevoia ei aici? Pentru că eu văd foarte multă, foarte multă critică cumva în mesaj. Și care ar fi nevoia ei? Pentru că știi că vorbeai la început, nu este despre persoana care îi adresez, ci e despre... Acum, desigur că eu aș putea să fac aici niște speculații și aș putea să mă gândesc la faptul că eu, având un partener care nu este atât de manierat, eu aș putea să însemn ceva.
care este imaginea mea în raport cu, nu știu, prietenele mele, contextul meu social, dat fiind faptul că omul cu care eu îmi petrec timpul liber, pe care îl iubesc și pe care îl apreciez pentru mai mult decât felul în care mănâncă și felul în care se îmbracă, dar din perspectivă socială se vede foarte mult asta. Da. Prietenele mele, contextul meu social, nu îl văd pe acest om în intimitate și nu îl văd cât de minunat este atunci când suntem noi doi. Și atunci aș merge mai degrabă cu întrebarea asta: de ce este important pentru tine, apropo de ce spuneai tu, de ce e important pentru tine acest aspect? Și nu în termen de a nu mai fi important acest aspect, ci în termen de a-mi clarifica ce-mi doresc, de fapt, și care este frustrarea pe care eu o simt, cât de intensă este ea, și să-i comunic acest lucru și nu, să nu-i descriu lui comportamentul. Asta vreau să aud, pentru că cred că la început ar trebui cumva să existe o reglare din partea emițătorului, ca mesajul să ajungă și să poată cumva să gestioneze partea asta de critică. Da. Mulțumim pentru întrebări. Mulțumim. Vreau să ne întoarcem acum la câteva tips and tricks. Ce să facem atunci când intrăm în conflict, ca să-l ducem în partea asta de strategie de rezolvare de problemă. Uite că mă gândesc acum fix la chestia asta cu reglarea propriei persoane, știi? Reglarea emoțională a propriei persoane, și aș porni oricum cu asta în orice context de conflict. În primul rând, trebuie să-mi fie mie foarte clar ce-mi doresc. Adică atunci când eu vin să-ți spun ceva în contradictoriu, ceva, să avem o discuție în contradictoriu, și eu știu, toți știm care va fi momentul în care vom discuta în contradictoriu. Mie să-mi fie foarte clar ce-mi doresc. Pentru că dacă mie nu-mi e clar ce-mi doresc, celălalt nu va avea habar despre ce discutăm acolo. Motiv pentru care va intra în modul defensiv. Și acela nu este un proces de comunicare. Acela e o discuție în contradictoriu. Ai o ceartă, o lăsăm, s-a încheiat, producem împăcare după, dar nu trebuie să ne așteptăm să existe o rezolvare. Și atunci primul lucru este să-mi fie mie foarte clar ce-mi doresc să obțin, și dacă reușim să transpunem acest să-mi fie foarte clar și în niște comportamente specifice, adică să nu vin să-ți spun vreau să mă iubești mai mult, pentru că e foarte abstract, e un concept, iubirea e un concept, aprecierea e un concept, ci ce înseamnă pentru mine iubire? Când simt că tu mă iubești? Eu simt că tu mă iubești atunci când dimineața îmi faci cafeaua, atunci când la prânz îmi trimiți un mesaj și îmi spui că mă iubești. Da? Deci am o conceptualizare a ce înseamnă pentru mine iubire. Și atunci să nu vin să-ți transmit aceste concepte, ci să vin să-ți transmit niște comportamente. Al doilea lucru. Da? Mie să-mi fie foarte clar, apoi să transpun în comportamente și apoi să învăț să vorbesc despre mine și nu despre tine. Adică să învăț ce spuneam și la începutul întâlnirii noastre, să învăț să-mi comunic mie nevoile și dorințele, spunând și ce ar fi important ca tu să faci. Pentru că altfel eu vin și îți arunc în față niște nevoi într-o manieră urâtă și mă și aștept ca tu să le iei și să zici, da, iubita mea, haide să le colectăm selectiv aici și să le punem aranjați și acum eu fac tot ce-mi stă în putință ca ție să-ți fie bine. Nu o să se întâmple asta. Poate se va întâmpla la începutul unei relații, poate se va întâmpla o vreme, dar nu constant. Ce se întâmplă atunci când comunic nevoia, dar nu se întâlnește cu nevoia celuilalt și celălalt nu este dispus să-mi îndeplinească nevoia comunicată? Eu cred că și aici noi lucrăm destul de structurat. Fiecare dintre noi venim în relațiile noastre cu o listă de nevoi. Da. Noi nu producem negociere acolo, adică pe care, la care vrei să renunți, care e mai puțin importantă și mai departe, deși putem discuta în termenii ăștia. Având în vedere că suntem în punctul ăsta al relației noastre și suntem încă împreună, înseamnă că ne dorim această relație. Este ceva la ce poți să renunți din nevoile astea? Este ceva ce să poți, poate să-ți îndeplinești în relațiile de prietenie, de exemplu, astfel încât să, sau în relațiile profesionale, astfel încât încărcătura să nu fie foarte mare pentru partener. Și de asemenea, într-adevăr, cu toate astea pot să existe nevoi pe care eu să nu ți le pot îndeplini, pe care eu să nu, la care să nu pot ajunge. Și atunci avem o discuție despre de ce se întâmplă asta, astfel încât tu, cea care îmi comunici mie nevoia, să înțelegi și să-ți fie foarte rațional procesul și mecanismul care stă în spatele minții mele atunci când eu nu pot să fac asta și dacă sunt dispus sau dispusă să mă ajuți să trec peste acel proces. Eu cred că asta se traduce foarte bine, e mantra mea. Și ceea ce spune Serpele și-a mai repetat în întâlnirile noastre, că trebuie să nu, e foarte important să nu cerem
de la partenerul nostru ceea ce și alte persoane ne pot oferi. Da. Și ceea ce și noi înșine uneori ne putem oferi. Să nu ne punem toată, da, toată presiunea, toată presiunea pe relație. Știi că asta e de fapt cel mai important lucru pe care și Perel îl spune, că ce se întâmplă acum în relații este mult prea mult comparativ cu potențialul unei relații. Mm-hmm. Adică într-o relație îmi doresc să fiu iubită, apreciată, să fiu înțeleasă, să-mi înțelegi meseria, să mă ajut cu copilul, să te ajut eu cu jobul sau cu businessul pe care îl ai, împreună să fim foarte frumoși, împreună să mergem în multe concedii, împreună să punem bani deoparte, să avem, nu știu, un apartament pentru pensie, dar avem foarte mare presiune pe relații. Lucru care nu s-a întâmplat în ultima perioadă. Asta și justifică, de fapt, toate studiile din psihologie din ultimii ani. Da, și plus că avem relații mai lungi ca niciodată. Da, nu? Da. Până acum trăim mai mult. Trăim mai mult, relațiile, da, se lungesc. Cred că ajungem spre final. Deja. Deja. Da. Și vreau să iau cartea de pe măsuța noastră, cele 7 principii ale unei căsnicii fericite. Dar cred că asta se potrivește foarte bine și pentru cupluri, nu doar, da, pentru, da, da, persoanele care sunt, sunt căsătorite. Spune puțin despre ce este vorba. Este chiar de John Gottman, despre care, da, pe care l-am tot pomenit, da, pe parcursul discuției de azi. Mie îmi place să-i spun așa, ca o, e o mică biblie, mm-hmm, cumva, a, mm-hmm, a cuplurilor. Dacă în prima noastră întâlnire am avut acea carte a lui Hendricks și Hunt, știi, cu 10, da, principii, 10 principii. Da, mm-hmm, care este o carte mai degrabă procedurală, cu tehnici, aici avem o carte care într-adevăr are și tehnică, dar care explică, de fapt, povestea relațională. Ce face o relație să fie, ei spun, satisfăcătoare, nu-i spun fericită. Ce ne ajută să ajungem la finalul relației, la finalul vieții și nu numai la finalul vieții în această relație, ci la finalul unei relații și să spunem, aceasta a fost o relație satisfăcătoare pentru mine. Și atunci aș merge pe o lectură un pic mai, să spunem, tehnică, cu mai mult conținut din domeniul psihologiei, dar foarte frumos scris pentru publicul larg. Mi se pare că e așa o carte pe care ar fi util ca oricine care este într-o relație sau care își dorește să fie într-o relație, să ar fi util să o citească. Eu cred că este foarte important să avem cartea pe noptieră, așa că o să avem în Instastory imediat ce se încheie live-ul, swipe up și puteți să o cumpărați de acolo. Nu mai stă mult. Am încheiat. Nu putem decât să vă invităm să dați share acestei emisii, pentru că ce ne dorim noi foarte mult cu Love is Fun but Complicated este să ajungem la cât mai multe lume cu discuții interesante când vine vorba de relații, astfel încât să le facem cât mai eficiente și să vă fie de bine. Ne revedem data viitoare, tot pe A-List Magazine, la 21:30, la Love is Fun but Complicated.